Singura certitudine legată de ajutorul de încălzire e aceea că sunt bani, 2,2 miliarde de euro, fonduri europene rămase necheltuite. Potrivit surselor TVR Info, liderii coaliției au convenit de principiu ca persoanele cu pensii mici să primească în fiecare din cele 3 luni de iarnă câteva sute de lei. Cei care plătesc cel mai mic preț pentru un kilowatt ar putea fi ajutați cu câteva zeci de lei la factura lunară. Se menține plafonul de 0,8 lei pe kilowatt pentru gospodăriile care au un consum mai mare de 255 de kilowatt, iar cele care depășesc vor plăti un preț fix de 1,3 lei, păstrat și pentru mari consumatori economici. Cine încălzește casa cu lemne poate primi cel mult 320 de lei în funcție de venituri. Numai o simplă dublare și înseamnă deja că mai introducem încă 500.000 de persoane în această zonă. Trebuie lucrat pe două paliere, o dată la plafon și al doilea la acei coeficienți. Premierul se ferește să avanseze cifre clare. Nu putem să discutăm despre sume până în momentul în care nu avem toate datele concrete și să avem o linie de comunicare a deciziei care să fie asumată de către guvern și, desigur, discutată în coaliție. Nu vreau să intru în domeniul speculațiilor. Pensionarii vor fi ajutați în funcție de banii de la buget să acordăm și acele vouchere one-off. Între timp, furnizorii de energie și-au făcut altă strategie. Au făcut oferte cu tarife record de peste 16 lei. Motivul? Întârzierile statului la plata compensațiilor pentru clienți. Nu s-au făcut plățile către furnizori la timp, exact așa cum prevedeau legea. Aceasta a creat o presiune financiară extrem de mare pe cash flow-ul furnizorilor. Și atunci a apărut sentimentul și senzația că orice client în plus aduce o pierdere și nu un câștig. Această practică nu este una care să fie de folos în contextul actual al pieței de energie. Crește presiunea pe furnizorii de ultimă instanță. Ajunge într-o situație în care nu mai poate să-și alimenteze cu energie electrică consumatorii pe care i-are în portofoliu. Coaliția speră ca până săptămâna viitoare să ajungă la consens pentru schema de reglementare a pieței de energie, cât și pentru ajutorul financiar acordat categoriilor defavorizate.